Bun venit la o nouă ediție a dosarelor de presă. Explic chiar de câte ori am câte un invitat așa foarte interesant, foarte, foarte, foarte interesant și vreau să-l lipesc de temă. Am un alibi perfect, spun foarte clar, domnule, omul nu-i ziarist, dar mulțumită lui trăiesc sute de ziariști pe urma lui, domnule, pe urma subiectelor pe care le oferă. Bun venit, Serghei Mizil. Bună ziua! O să mă chinui să vă prezint o latură a dragului meu invitat, mai puțin știută, Serghei Mizil, intelectual. Omul a intrat în pielea unui personaj, personajul ăsta insolit, haios, cu B, bagabond, bineînțeles între ghilimele, că omul are o familie serios, omul e serios, e. A prezentat mai mult latura asta, șprițuri, scandaluri, gagici și beții, gașca aia legendară, Nicu Ceaușescu, ceilalți, nu-i mai pomenesc că-și certa și cine ce mai spune despre ei, cum îi face și cum îi... Dar există și o latură foarte interesantă. Vine dintr-o familie de intelectuali, oameni cu carte. El are carte, nu vorbește pe nicăieri de chestia asta. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice. Facultatea aia n-a făcut-o la mișto, că dacă o făcea la mișto nu știa să picteze. Pictează de rupe, asta când pictează, că e leneș. Câte tablouri ai pictat, Serghei? Viața, toată viața ta. Am avut sute. Acum am avut sute. De ce nu mai pictezi, frate? Îți explic așa. Deci, în primul rând, că am terminat, dar nu că am terminat Institutul de Arte Plastice, am terminat cu... Am fost ultima promoție al lui Alexandru Ciucurencu. Care... Ai fost la clasa lui. Da, da, ultima promoție, da. Și am mai avut profesor Pășaru, pe Cilievici, adică artiști de... Nu știam că ai fost. Te iubea Ciucurencu? Cum era? Te iubea? Ținea la tine? Că el nu cred că-l interesa că ești băiatul... Nici nu știa, nici nu ne cunoștea. Nu știa adică cine, pe nume, da. Nu știa cine-i... Da. Adică el venea... dacă se oprea, murea. De aia și murit. Adică el venea să aibă o activitate, da, și era pasionat de pictură. Îi aveam pe Șaru sau pe Cilievici care ne știau și el venea, făcea corectura, făcea și din punctul ăsta de vedere a fost foarte bine pentru noi toți din generația respectivă, pentru că nu avea niciun partipric cu nimeni. Adică orice cea, el se uita, nici nu știa cu e tablou. Nu-l interesa. Îi punea tablou, știa că ești elevul lui. Da. Și spunea, da, că spunea, că mai începea Cilievici, că mai mă luam cu el, uite că așa mai este și făcea, lasă-l, ce vedeți, ăsta i-a dat măsa culoare, poți să-i faci orice. Dacă i-a dat culoare, are culoare. Ai văzut că de-am găsit tablourile și eu pictam foarte... frapant. Colorat, da. Da, mie îmi plac tablourile tale, cât am putut să văd și ce am putut să văd. Deci am terminat, sunt membru al Academiei Arților Plastici, sunt membru UNESCO, am tablouri în mai mult afară decât în România. Am foarte puțin în România, am în bănci afară, am în... Ai intrat în bănci. N-am luat bani, am pus tablourile. Era bine dacă luam bani. Nu mai trebuiau tablourile. Mă lăsam de tablouri. A fost o chestie foarte tâmpită într-un fel, că atunci toți îmi ziceau că sunt băiatul ăla și că da, bă, că da, asta a făcut cum era și de-aia am și reușit să vând afară, că pe aia nu-i interesau. Și după Revoluție... Adică i-ați cumpărat tablouri că erai băiatul lui Paul? Păi nu, nici nu știu ce... No. Bineînțeles. Bineînțeles. Da. Și după aia, iar am căzut în partea altă. Eram băiatul ăla care a fost pe timpul comuniștilor. Și... au încercat să mă excludă, atunci a avut... Cum adică? Au vrut să dea afară din Uniunea Artiștilor Plastici? Da, a vrut să mă dea afară din Uniunea Artiștilor Plastici și... De ce? Nu știu, că am pictat flori, case, peisaje. Da. Și... Ei pictau pe Ceaușescu, pe taică, tu păște. E, păi ea nu! Păi ei lăsă, erau bune. Și Pleșu a zis, a fost foarte corect Pleșu, nu pot să-i reproșez nimic, a zis până la ce grad de rudenie să-i dăm afară, că s-a făcut case, a făcut alea, are glastra cu Ceaușescu. Eu nu eram membru de partid, nu era nimic, dar era, tâmpiți, a fost valul ăla. Tâmpiți, da. După aceea, de ce m-am lăsat de pictură, a fost o chestie foarte ciudată, care n-a spus-o nimeni. Dom'le, cât au fost ăia de comuniști sau cum au fost catalogați, Ceaușescu și-a dat seama, bănuiesc că n-am discutat cu el despre subiectul ăsta, ieșea afară cu artă, cu sport, cu... Pe cu ce să ieși? Acum cu ce ieșim afară? Da, cu prostituție, cu vagabuțel, cu ciordec, cu cerșetori. Și aveam niște condiții fabuloase, zic eu, ca artist. Adică și noi ăștia care de-abia terminam facultatea. Adică aveai atelier pe gratis,
Aveai unde? Pe Eforie, pe acolo, pe Eforia la Pancrati, pe, da. Noi era, la Pancrati erau ăia mai mari. La care mergeam în atelier. Da, da, dar noi ăștia care eram mai tine aveam pe Eforie. Pe Eforie. Eu chiar pe Eforie am avut. Da, da, da. Și șprițul. Da, șprițul frumoase. Aveai culorile aproape pe gratis. Scumpe, da. Nu, pe gratis. Gratis da, erau, da, erau foarte scumpe. Da, da, da. Deci sală de expoziții pe gratis, catalog făcut de Uniune, nu plăteai absolut nimic la sală, îți veneau la... Te împrumutai în fiecare lună de o sumă, noi mai mică, mai știi, mari, Baba, Ciuculenco, sau nu are importanță, Brădus Covaliu, Pacea, Mărginan și ăștia, luau sume mai mari, normal. Și când aveai expoziție, tu făceai... Noi luam în jur de bani buni, adică cam dublu și facem la un inginer. Adică ne împrumutam în fiecare lună de la Uniune. Și când făceai o expoziție, te obliga. Îți spunea, bă, la un an, doi, faci o expoziție. Și atunci venea... Ca să-ți menții statutul de membru. Ca să-ți menții statutul, da, 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 da. Trebuia să iei niște bareme și bienale și afară participări. Și participări. Dar făceai o personală în care venea Consiliul Culturii, sindicatele, CCUTC-ul, nu mai știu care, și îți luau tablouri de suma respectivă. Adică cumva... A, deci ăștia, da, venea și lume, nu? Veneau și colecționarii. Dom'le, ce vrea să cumpără colecționarul, era treaba lui. Dar era ei, treaba lui. Dar ei veneau, practic, și îți achiziționau tablouri de sume respective și tu, practic, erai gata cu statul și nu aveai grijă să ce mănânci, ce faci și astea. Încă o chestie foarte tare, dar asta e un subiect care poți să-l țin ori întregi. Nu știu că asta e interesant. Deci aveai... casele de creație. Da, da. Unde mergeai, mâncai, beai cu familia și lăsai o lucrare. Da. Sau două. Aveai în Italia și la Veneția aveai Academia de Roma, care plăteai 15 lei, era nimic să dormi acolo. Plăteai, da. În lei. Plăteai expoziție, stăteai, lucrai, aveai atelier, stăteai la Roma frumos, pictai și aveai o expoziție unde expuneai. Care era avantajul? Și că terminăm cu asta. Care era cumpărau italienii. Nu. Care era avantajul? Îți dădea un statut. Că, de exemplu, venea ambasada României, venea un critic, Frunzetti, Hăulică sau ceva, care dădea, ambasada chema oameni de cultură de-a lor și plus că dădeau greutate expoziției tale. Da, că da. Hăulică a ajuns și președintele criticii mondiale, adică nu venea... Acum mai cred că mai avem critici, mai există, cred că s-a desfințat critici. Noi prin presă. Așa. Noi prin presă, da. Adică îți dădea o chestie, nu veneai tu, Serghei Nămol, cu 5 tablouri în cârcă, bam, și o 3 tablouri le pun într-un colț. Cu o masă, cu o recepție făcută de statul român și cu toate astea. Era cu fast, se dădea un adică, da, aveai, veneau, chemau și artiști de-ai lor, intelectuali de-ai lor, adică cine cumpără? Cumpără un intelectual. Și atunci noi cumpărau doctorii, inginerii. Da. Banii aia ajungeau la tine, Serghei, bun, italienii care veneau și cumpărau. Absolut. Ajungeau la tine, nu? Da, trebuia să dai, cum era legea atunci, nu știu cât, la stat, adică trebuia să dai și să-ți cumperi din comp turist ulei, nămol, carbiț sau ce luai, stai să nu dau pe vorbele astea. Apoi și mă chinui să te prezint intelectual. O dăm în harfie. Înțelegi? Și cum să spun, adică aveai o liniște, puteai să pictezi. După aia ne-au băgat la meșteșugari, au desfințat Uniunea, eu aveam o clădire superbă, au rămas... Au băgat la meșteșugari, că pomeneam pe prietenul nostru, Johnny. Da. Johnny Popescu, Dumnezeu să-l odihnească, da. Adică... Meșteșugari erau la... Era cooperația. A, era cooperația, Johnny, ai dreptat. Adică ne-a băgat cum erai, cum pui plachiuri, cum... un material mic de... Da. Așa au făcut cu noi, au început Totul AP-ul au trecut la meșteșugari? Da. Să plătim sala, să plătim aia, să plătești aia, plătești curentul. De s-a... De s-a pus ciorăneala, da. Și eu, când au început ăștia să mă ia cu... Că am fost, că n-am făcut, eu am trăit tot timpul bine și având și puțin școala vieții, cum ai spus și tu bine, m-am orientat spre alte chestii, că n-am vrut să stau cu familia cu asta, eu rămăsesem și fără casă, fără alea, că steam în casele partidului și să stau acum să mă dau pictor, să mor printr-o mansardă. Și te-ai apucat de făcut bani, mi se pare corect. Și m-am apucat de făcut bani. Bun. Nu pot să pictez, că toți mă omoară, nu pot să pictez când... Nu, că dacă ai face bani într-o țară civilizată sau normală, ai putea. Dar aici tu când te gândești ce culoare pui sau cum faci compoziția, te sună. A venit ANAF-ul, a venit primăria, a venit protecția consumatorului, a venit Sanepidul, a venit sectoristul, a venit ăla, aia. Eu făcusem restaurante, venea ăla, mă întreba... timpul de fierbere a fasolei, nu gătim cu fasole. Ce treacu dacă ai...
Adică niște legi idiote care la noi, și asta este la noi, au luat tot ce au dat aia de afară și au semnat jos. Că n-ai voie WC-ul lângă aia. Și de afară au luat cretinismele. Că dacă numai cretinismele. Măcar dacă le-ar fi luat părerea deștepte. Măcar ar părerea deștepte. Normal, rămăsesem cu doi copii, fără casă. Trebuie să mănânci, trebuie să dormi. Trebuie și am trăit la un nivel și practic am... Și plus că ai și fibra asta de bărbat care se ocupă. Când are ceva de rezolvat, rezolvă. Și am făcut. După aceea, ca, într-un fel, a fost foarte o chestie foarte... eu am avut noroc foarte mare. Adică am făcut aproape tot ce am vrut. Mi-a ieșit în viață și am avut și chestii care au rămas. Vorbesc pe plan artistic. Pe urma ta? Da, da. De urma mea. De exemplu, am reușit să fac film artistic cu rol principal cu Mircea Danieliuc. Ai făcut? Ai vreo câte filme ai? Vreo 5. Ai făcut 5 filme. Am făcut cu Horațiu Mălăele, adică am făcut și a ieșit foarte bine. Bine, mai ales cu concursul lui Mircea Danieliuc și am avut și cu actori Cecilia Borbora, Nicodim Ungureanu, adică... Da, mare regizor, mare actor. Mare actor, da. Bine, pe tine te-a și... Tu ești un fericit, eu nu știu, ești conștient că ești fericit, ești. Ți-a dat Dumnezeu nu numai loc, un loc pe lume, dar ți-a dat și fibră, trăire, ți-a dat mai multe chestii, ți-a dat... Cum să spun eu, ți-a dat testosteron, ți-a dat adrenalină, ți-a dat toți hormonii ăștia plăcuți. Asta mi-a dat și am avut și un noroc aici, că trebuie să recunosc că datorită tatălui meu, care nu s-a băgat în absolut... Te-a lăsat în pace. Nimic, da. Adică normal, dacă general, la un moment dat, a fost secretar în central, deci al doilea după Ceaușescu, propaganda, nu prea mă organizez cu astea, deci majoritatea împingeau pe copii să meargă pe... acest drum sau pe chestia asta. Ce vreau să-i facă tot... Nu știi că toți, vreau să-i dacă vrea să-l facă violonist, dacă e violonist, dacă vrea să-l facă fotbalist. Deci n-a avut nicio... nu s-a băgat sub nicio formă. Era colecționar de artă. Știe ce e. Da, deci avea vreo trebuie, nu mai spun cărți, avea câteva sute cărți. Nu, era un intelectual. Da, a venit... avea și relații cu scriitori de renume, adică și pictori de renume, era prieten, a fost și nașul lui Hăulică și eram cu Măginean, cu Brânz Covaliu, cu Pacea, cu Piliuță, cu toată lumea, adică și scriitori, Martin Sorescu, adică cu multă lume. El credea în tine, nu? Cred că a fost fericit. Nu a crezut, stai să-ți explic. Și eu am văzut multe tablouri în casă. Și după aia m-am dus la... prima oară era prieten bun cu Mușceleanu, iar un pictor bun al nostru. M-am dus în atelier și mi-a plăcut. Mic. Cum ai descoperit? Așa ai descoperit? Da, mi-a plăcut mie. Da. Nu, mi-a plăcut mie. Da. Și am început să desenez. Da. Era singurul lucru care mă preocupa. Aha. Adică dacă mă întrebeam la matematică, la școală și asta, mă luat transpirația la astea, alte, la... Dar la chestia asta, așa. Și am început să desenez, a văzut... L-a chemat pe... A văzut maestru Baba, Dumnezeu să-l ierte. A văzut și a zis, dom'le, omul, eu zic că e talentat și că intră la facultate. După aia m-am atașat foarte mult de Viorel Mărginean, care a fost și ministrul culturii și astea, care am avut o relație de, până la urmă, mașină și de prietenie și asta. Am mers cu el... Mare foarte, picturi. Da. Am fost cu el prin țară, am pictat și mi-a plăcut și... Am luat-o pe drumul ăsta și am intrat la facultate, deci așa am ajuns pe drumul respectiv. Și nu s-a băgat niciodată. Bă, te duci acolo, fă-te membru de partid, n-am avut nicio apartenență politică. Ce vorbești, doamne? Pe cine să mai ia pe mine cu părul așa, cu ce făceam? Da, bine, asta da. Dar foarte interesant, foarte interesantă relația ta cu taică-tu, Dumnezeu să-l odihnească. Pentru că îți presupune să fii un mare lider. Bine, el era cu multă carte, dar să fii un mare lider de partid comunist și să nu fii și un pic ciufut, un pic militaros cu copiii în casă, nu. E foarte interesant. Nu, n-am avut o relație strânsă cu el până la Revoluție. Uh-huh. Adică eu mergeam mai mult pe afară cu băieții care îi știi. Ordei. Da, adică și pe timpul Ceaușescu. Eram, într-un fel, pot să zic că am fost și puțin dizident și anticomunist, că mi-au spus mult, toți după Revoluție, multă lume, adică am avut probleme și cu familia Ceaușescu, dar în fine tata a spus că sunt între noi și între noi rămân. Uh-huh.
Și multul lumea a spus, bă, de ce nu te duci? Și am zis, bă, nu pot, că m-aș face de, m-aș fi de râs. Eu să zic că am stat în vile cu pișine, cu șalul pe coale, zic că am fost dizident. Dar nu-ți plăcea. Dom'le, cât te preocupă? Tată, știi ce nu-mi preocupă? Că am mai spus. Stai, când veneam de afară, că ieșeam afară, domnule. Când vroiam eu. Și când te întorceai aici, era clar, bine, spre sfârșit, că la un moment dat, Ceaușescu dăduse o libertate destul de mare, adică nu prea să se. În anii 70 a fost mișto. Sigur. Dar după aia era impresionant. Am mai spus într-o emisiune, domnule, când trebuie să face purul pe mână, când veneam, când plecam cu mașina ca să aduc obiectele de consum. La motor. Nu, că le aduceam oficial, că nu mă condamne. Când ajungeam la Unguri acolo și era bariera aia, cât clădirea asta tărcată așa și se dădea la o parte și toți aia cu căciul, cum erau și la noi, și nimeni în vamă și era, și treceai acolo, nu mai era nimeni. Mergeai, nu mai te duceai, nu mai era frontieră, nu mai era nimic. Se vede că ești o imagine neorealistă. Păi nu, era deprimant când te întorceai, nu? Da. Adică era... Da. Și cel mai... Bine, dacă mai ținea mult regimul, eu o tundeam. Adică eu n-am tuns-o... Adică să înțeleagă publicul. Pleca. Tu să plecai. Da. Repede, da. Datorită părinților. Ce ai ținut la ei? Ăștia bătrâni. Da. Da, ai avut grijă de ei. Părinților. Da. Și de eu... că ai avut grijă de mama ta. Da. Ai... Nu, am fost o familie unită. Am crescut în spiritul ăsta. Dar eu nu aveam probleme cu el pentru că el... Gândeam răbdare discut cu el. El a încercat tot timpul să-mi explice. Adică el era cu vorbele. Uh-huh. Băi, așa, și eu îi explicam, bă, uite, așa, și el, bă, așa, bă, așa, și eu mă enervam și ea mai lasă-mă, bă, frate, ce, tu mă frești tu pe tine, ce aici, când eu văd ce acolo, ce, mă, sunt bău. Dacă nu e atât de rău și nu e atât de bine, deci nu e atât de rău și nu e atât de bine, da? Și legătura noastră s-a, a fost și am rămas, l-am văzut și eu complet altfel și mi-am dat seama că, domne, omul a avut ceva în cap, adică, nu el, și toți, o parte din intelectualii care au fost sub Nicolae Ceaușescu, mai ales vorbesc de prima parte, nu a doua parte. Adică vorbesc de... Era... Tu vorbești de până în începutul anilor 80. Da, nu, când a venit cu primul, cu primul ea nouă, până să vină Bobu, Mobu și toți... Au venit ăștia. Da. Deci care erau intelectuali? Era Trofin, era Gogu Rădulescu, Ștefan Andrei. Erau cu carte. Adică erau, vorbesc că erau carte. Curticianu, la fel. Da. Curticianu, carte, Malița. Malița, da. Adică omul scriitor, adică nu... Da. Ce mi-a dat, poate am sărit pe mulți care erau la fel de... Așa, deci... Ăștia aveau carte pe bune, domnule. Sigur. Mai puțin se știe chestia asta. Mie mi-a povestit Bietul, m-a onorat cu prietenia lui. Simpatia lui, Bietul Titus Popovici. Titus Popovici. Domnul care îi cunoștea pe aia, exact pe aia de care zici, știu, aia cu carte, că erau din gașca lui. Da, să-și învârteau în cercuri de intelectuali. Da. Că acolo îi trăgea ața. A fost, mi se pare că Stelia Antenase, să nu cred, dacă mi se pare că a fost la tata și a zis, bă, n-am văzut biblioteca afară. Da. Adică avea vreo câteva mii de cărți, dar cărți... Orice îi făceai, avea... Doamne, deci tu l-ai descoperit pe taică tu practic după... La Revoluție. După la Revoluție, de ce l-am descoperit? Că pe el lumea l-a băgat în CPUN-ul ăla. Da. Nu prea îmi duce la politică. Da. Deci în frontul salvării, nămolului și carbitului, nenorocirea care a distrus starea după creierul meu. Da. Cu Iliescu în frunte. Care ar trebui să meargă la pușcărie ca să facă mie cu o arateză. Nu, domne, așa zic toți când scapă. Nu, domne, ca să vadă unul că nu scam jau 100 de ani. Ca exemplu, dar de ce i-au urmărit evreii pe ea și l-au luat la 90 de ani? Să vadă că nu scap. E foarte greu. Rolul educativ al pedepsei penale. Rolul educativ și lângă el o groază de alții. Nu mai am important să-i nominalizez, acum nu asta e subiectul. Și el mi-a zis, bă, eu ies de aici. Eu i-am spus, el care fratele lui Iliescu, care au fost frate, tata s-a certat mult cu Ceaușescu pentru Iliescu. Aia a luat parte. Nu eram unchiul, era în aceeași casă, concediile cu tata, cu astea și cu tata. Și zic, bă, dacă pleci, te bagă la pușcărie, că l-am văzut cum e. Te-ai prins. Da, aveam și strada. Da, aveai și strada. Tai că tu săracu avea doar carte. Doar cartea. Tu aveai și baga bolțeală, da. Și mi-a spus, bă, nu se poate să nu mă duc. Da. Și eu zic, cum să nu te cu eu, cum să-și vreau pușcărie? Și prost, dacă poți să scapi, scapi. Noi cum eram pe acolo, care... Băieții. Care cade, care nu e halit. Înțelegi? Și mi-a spus, bă, istoria mă va condamna ca un trădător. Nu pot aia toți care au fost acolo să fie la pușcărie și o libertate. Bă, n-ai mai spus chestia asta. Deci stai că tu a vrut să te ducă în pușcărie. Păi, nu. Am vrut. Te țin vreo câteva ore să vezi ce a făcut prin pușcărie, că și acolo a făcut toate nenorocirile.
Înțelegi? Și a zis, nu, bă, eu trebuie să mă duc acolo. Extraordinar. Și eu zic, bă, ăsta... Păi, și Paul Niculescu Miziru a zis că e o rușine dacă nu se duce la pușcărie? A zis că istoria îl va condamna ca pun... Da, a zis că nu pot tovarășii mei care am stat acolo să fie la pușcărie și o să fiu acolo aia care îl condamnă. Și eu sunt senator sau deputat. Da, nu știu, nu pusese ministru la... Nu are importanță. Și zic, bă, e dus. Bineînțeles, l-a coafat Iliescu a doua zi cu Roman, pus de ruși. Și aici e o chestie care e foarte clară. Care a fost cu rușii, i-a scos afară, cum l-a scos pe Ursul, care era mâna dreaptă a lui Lena Ceaușescu și l-a făcut membru al Academiei Soviete, nu mai știu, dacă mai erau sovietici, erau rușii doar. Rușii, da. Da. L-au scos, l-au dejuns din proces și la revedere. Și am văzut atunci, mi-am dat seama că omul crede în chestia că e convins. Toți care se mai ridicau, care erau papagali dintre ăia care veniseră din eșeanul 2, începeau cu dictatorul, dictatoarea, da, am făcut, da, n-am da. Făcut. Și atunci am văzut... Și mai amintești o postelicu? Postelicu, că era cu pompierii, cu alea, știu, totul pe de rost. Când la proces, când spune, și la un moment dat a intrat dictatorul pe uși. Da. Zic, hai să nebunești. Ăla era... Postelnicul, lumea nu mai știe cine e postelnicul. Era un idiot. Un idiot și ăla l-a și renorcit pe Nicu, dar astea sunt povești și nu are importanță. Așa, și când m-am dus în sală și atunci mi-am dat seama că e tare și că lumea apreciază. Era imediat după deci n-a căzut, nu l-a luat în primul loc, l-a luat în lotul 2 și aia care se mai ridicau începeau cu dictatorul și ăsta s-a ridicat tata așa mic, era exact cât Ceaușescu de mic și a zis nu tovarășul, Elena și Nicolae Ceaușescu le-a spus. Și ăștia au început că nu, și a zis, nu, huiduiți, pentru că le spun Elena și Nicolae Ceaușescu că au fost oamenii cu care am lucrat. Da, mă, vedem. Dacă îi fac pe ăștia dictatori, înseamnă că și eu. Da. Stai să vezi tot discursul. Și am fost comunist și acum mi-am dat seama și sunt socialist utopic. Și vreau să fiu condamnat pe ce am făcut. Nu bă ce au făcut alții. Că atunci era cu 60.000 de morți, cu toată demagogia lui Iliescu, care a făcut-o și care a făcut și morții ca să ajungă la putere și asta, ca să sărim peste toate chestiile astea. Și sala l-a aplaudat. Și atunci i-am spus, băi, omul e tare, nene. Adică dacă omul și-a spus-o... Chiar așa. Și poate după aia s-o scurtez cu tata. Cu asta după aia m-a chemat al lui Soaie, Dumnezeu să-i ierte. Da, săracul Dumnezeu să-i ierte. Care era șeful, așa? Și a zis, bă, vină-o, trebuie frumos. Era șeful spitalului penitenciar. Penitenciar Jilava, da. Vină-o, bă, Sergei, că... Un om de mare obraz. Mare obraz. Da. Și el și ea. Da. Și m-a sunat și, bă, vină-o să-l iei pe ăsta aici când vrea să iasă. Zic, bătă acolo, vină mă acasă. Ce faci acolo? Da, nu, este... nu, domne, că eu nu ies până nu, că îi scrisese pe pașaport, pe pașaport, serios, cu pașaportele, cu... îi scrisese pe buletin, crimă și nu știu ce, genocid și ce a făcut. Și l-a zis, bă, până nu mi se spune ce am făcut, adică să-mi scrie exact ce am făcut eu, și nu 62 de mii, că au fost 1000 și care mai mulți au fost după ce... Ceaușescu nu mai avut putere, pe cum să-mi pună mie 65.000 de mori să-mi spună pe asta? Mie să-mi spună ce am făcut, bai? Am fost ministru de finanțe, am dat banii, am dat aur, am făcut? Da. Nu așa, generic, o chestie ca asta. Mie dacă nu ies. Și o chestie foarte interesantă a fost acolo, după aia el a vorbit cu Coposu și cu toți, a venit Cerveni, parcă era Cerveni. Ne-a cu Cerveni, săracu. Da, a venit și la proces i-a spus că ar fi, mi-aduc aminte că ar fi o onoare pentru ei să treacă la liberal. Și a spus nu, am fost într-un singur partid și nu mai într-un niciun. Deci o chestie de osatură care este acum, ai văzut cum se mută, cum fug. Atunci l-ai descoperit, care are niște, că e bărbat, care are niște calități, că e șmecher, cum ziceam. Păi nu prea aveam cum să vorbesc cu el, că nu prea îl vedeam. Da. Stăteam într-o casă imensă, cu piscină, aveam casă cu 20 ceva de camere, vorbeam prin megafon, ești în corpul D, în corpul C. Ăla era la guvern, la alea, eu aveam vile, eram la Mare, la Snagov, la alea, la alea, când să vorbesc cu el și ce să vorbesc cu el. Da. Adică mai discutam de tablouri astea, dar vag, adică să cam enerva că eu luam cu politica. Și atunci am văzut că omul a avut o chestie în cap și, până la urmă, știi ce contează? Că mi-a dat chestia asta care eu l-am făcut pe Guevara aici, care toată lumea spune că l-am făcut că-s comunist.
Aha, da. Dar nu l-am făcut pe ăsta că sunt comunist. Da, de ce l-ai făcut? L-am făcut pentru că omul... S-au plăcut cubanezele. Nu, 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 tată, nu, nu, că să știi că sunt mai profund câteodată. Nu chiar așa de imbecil cât par. Înțelegi? Adică, de ce mi-a plăcut acest personaj? Am și citit toată viața, am și văzut filme, l-am și văzut în realitate de la distanță, de la asta, eram mic, nu contează, dar el putea să rămână. După ce a terminat aia, să rămână cu Fidel Castro acolo. Să rămână șmecher, șmecher. Ministru, sigur că da. El ministru, dar făcea ce voia acolo. Guvernatorul băncii. Da, ce voia el, da, cu fete, cu băutură, da, cu absolut tot, trabuce. Cu trabuce, da. Ei, dar omul a avut ideea aia și s-a dus în continuare, dom'le. S-a dus în, sigur, s-a dus în Africa, după aia s-a dus în Bolivia. În Bolivia, unde aș... Unde l-au și... executat, da. Da. Adică, da, asta mi-a plăcut, da, ideea lui ăsta, dom'le, adică el putea să oprească, să rămână toată viața șmecher, nu? Cum a rămas Fidel Castro. Da, așa e, sigur că da. Dar el a avut ideea aia. Și atunci, eu sunt de acord cu orice idee, indiferent a cărui partid e sau ce e, dar să creadă în ea. Nu când îi vezi pe ăștia, mă, că-ți faci curcă să... Va și filozofii vorbind, dar și filozofia vieții, tu ai dreptate. Unde se încurcă, unde se încurcă la mine? Nu trebuie să încurce la toată. Dom'le, acum dacă idealismul ăsta se lasă cu pac-pac, cu omorâ lume, mie mi se pare mai nasol. Deci eu nu am luat cazul personal al lui ăla sau al lui ăla sau al lui ăla. O atitudine. Da, o atitudine. Adică unul care poate să rămână, el crede în ideea aia și crede până la moarte, știi, nu? Dar știi cum a ajuns el guvernatorul băncii cubaneze? A întrebat Fidel Castro și reală chestia, a întrebat quién es comunista? Cine e comunist? Nu asta a întrebat, quién es economista? Cine este economist? Ca să-l pună guvernatorul. Ăla n-a auzit bine Che Guevara. Și i-am crezut că a întrebat cine e comunist. Eu. L-a pus guvernatorul. Dar era doctor. El era medic, stomatolog. Da, da. Adică omul era cu carte, nu era... Cu carte, era sigur că da. Adică nu am ajuns așa... Iar doi erau cu carte și Fidel Castro, făcuse un liceu jezuit, făcuse facultatea... Făcuse în America facultatea, că când au venit pe... Și mai m-a plăcut ideea lor, dacă ai citit, că au plecat, că nu i-a primit nu știu unde acolo și au plecat cu vaporul spre Cuba, că Fidel Castro era cu bani greși, așa, bă, să-i batem pe ăștia, 6 persoane. Adică mi se pare să-i tu pe oameni ăsta. Noi acum ne... Da. Facem pe noi că ne sperie unul. Unul de la Fondul Monetar Internațional și... Cu pantofii găuri. Cu pantofii găuri și suntem... Și stăm capră. Da, așa e. Sau vine unul ăsta cu un rucsac mic acum și ne spune că ne sperie că pleacă de la guvernare. Dar pleacă, bă, de la guvernare. Da, pleacă cu trotineta, asta n-ai înțeles. Cu trotineta. Și spericuloși pe trotineta. Ne calcă pe trotineta. Mă întreb în continuu ce au rucsacele aia, că toți am zis că au visele de apare afară. Au pizza, au chiloței de schimb, Pampers, ruju. Ce să aibă? Da, și de asta mi-a făcut și de asta până la urmă l-am înțeles și pe tata, bă, a crezut în chestia lor când a spus că e socialist, adică utopic, asta nu se va întâmpla ce credeau ei. Și știi cum e, fiecare, mai ales că a fost în generație, știi că noi suntem în familie moșieri. Ai povestit, știu că ai povestit, cred că la Odean Diaconescu. Că toată lumea râde. Da, da, da. Suntem familie de moșieri, că da, ne cheamă Mizil, nu ne cheamă Mizil că... A oprit trenul în gară. Da, că a pus șaibe să deraieze, comunist a pus șaibe să deraieze. Să deraieze, da, trenul Mizil. Nu, el era și mic atunci, da, el a făcut, avea 3 facultăți, adică a fost rector la 20 ceva de ani la Ștefan Gheorghiu și noi aveam și aici, în București, că ne-am luat acum... Pământul. Ai retrocedat. Pământul și un bloc, da. De tot voi. Ca să vezi ce curios era, ca să vezi că oamenii credeau, că de asta am văzut să fac paralela asta. L-au evaluat ăștia acum că m-au dat în toate ziarele că eu cu nepoată mea am scos pe ea, dar vă explic și asta că am scos după 20 de ani, n-au plătit nimic și au distrus blocul, au distrus totul. Și, bă, te-am lăsat 20 de ani, nu poți să te lasă nici. Ce să-ți mai fac, da. Când m-am dus să-i spun, bă, hai să luăm blocul, pământul a fost evaluat la vreo 2 milioane și ceva de euro. E în spate la... Mult, deci mai mult, nu? Nu e așa, dați, nu știu acum exact că sunt metri, sunt da. Așa, dar sunt în spate la Alba Iulia. La cluburi acolo. Păi nici nu trebuie să fie mult, da. Da. E, și eu îi spuneam, hai bă, să vă luați pământul. Și el îmi spunea, bă, să-ți iei pământul lui tata, ai vilă, ai sortare, aveți ce... eu pe oamenii aia, cu aia am trăit în bloc, când eram copil, nu pot să-i scot afară, să zic, băi, tată, lasă moară acolo. Și după aia, dar măcar, măcar să rămână la... N-a vrut, în fine, după aia a murit și cu un unchi de-a meu care a fost mai cerebral, ne-am redumit acum, deci gândește după 30 și ceva de ani. El a zis, dom'le, pe mine mă interesează, stai mă puțin, că nu e chestia așa, e chestia că... E munca, eu te înțeleg, eu îți dau ție dreptate, era munca strămoșilor.
Uite, anul Tasu. Păi, da, exact. Acum, și noi muncim, nu? Nu muncim și cu gândul la copiii noștri? Păi, bineînțeles. Creăm ceva pe urma noastră? Da, domne, erau greu de înțeles. Și, într-adevăr, utopici, idealism. Da, adică credeam chestia asta care pe mine mă distrugea. Da, da. Bun, faptul că te uiți în ochii omului și ai trăit cu el în bloc și nu știu ce, e un argument foarte... Da, domnule, dar omul care te uită acolo, m-am dat în judecată, au distrus totul, n-au plătit chirie, n-au plătit gaz, n-au plătit curent, au făcut varză tot oamenii. N-au apreciat. N-au apreciat, exact, da, da, da. Bun, dar și atunci când ești bun, ești bun, că așa te-a lăsat Dumnezeu și nu aștepți aprecieri. Fac eu pe filozof. Da. Păi nu aștepți aprecieri, dar mați acolo blocul practic totuși, acum trebuie dărâmat, că l-au distrus. Da, nu se mai poate face nimic. Ba da, da, te costă mai mult să-l faci, sigur, să știi, te costă mai mult să-l faci. Dar mă gândeam și niște chestii, adică niște oameni care au crezut într-o chestie. Domnule, au crezut într-o chestie. Eu n-aș crede acum, adică să vină mie unul să-mi ia casele care am făcut sau fac blocul, să-mi ia blocul și pe aia să ajung să îl iau pe scopul ăla și mușchi de dinți. Nu că m-am uitat în ochii tăi, dar m-am uitat cu spatele. Ce să spun, am văzut, mă duceam, am vorbit de foștii mei colegi, de Torres, de Dima Florin, care a fost colegul meu la Matei Basarab, mergeam cu tramvaiul la liceu, când au demolat Biserica Sfânta Vine, în zona unde e liceu. Da, Matei, știu că stătea acolo. Păi frate, și într-o dimineață, cu o seară înainte, demolaseră o vilă, dar opriseră lucru când vila era doar cu acoperișul jos, păi nu era complet pusă la pământ. Domne, și o să, până în mormânt o să-mi aduc aminte, domne, și l-am văzut pe proprietar spânzurat de o grindă, domne. Da, domne, sigur, este foarte... S-a sinucis pe ruină, domne. Complicat. Da, e complicat. Adică vezi că dacă e cu ăla, acum, dar n-am discutat despre aia, a făcut și lucrurile și lucruri bune, că totuși a făcut o industrie, o țară, care ăștia n-au putut să facă varză în 30 de ani. Chiar acum am zis eu că să nu vorbesc cu tine, să vorbesc doar de chestiile... de sufletul tău și de formarea ta și de chestia asta, dar nu pot să totuși să nu te întreb. Domne, cum să înțelegeau băieții ăștia, le zic băieți, erau tineri, da? Cu carte, cu doctorate, cu lecturi, cu mii de cărți în bibliotecă, cu tablouri, cu aia, că erau mulți ca bietutată, tot Dumnezeu să-i dească. Tu ne cum să înțelegi eu cu tâmpitul ăla de Ceaușescu? Dom'le, la nu era... Avea patru clase, domne. Nu. Regina la funze, domne, cum? Chiar vin să-i zi nu știa asta? Deci avea Academia Funze. Dar nu poți face, că trebuia să înveți rusește. Da, bine, și e greu, să ai dreptate, da. Dom'le, tata, de care taică meu, de care ți-am spus că a fost prieten cu unchii tu, Dumnezeu să-l odihnească, tata a fost, dom'le, n-a fost general ca Nicolae Ceaușescu, a fost colonel inginer în armată, domne. Dom'le, tata a învățat carte de ei și până caschetă, domne. Stai puțin că ți explic, Constant. Comparăm acum politrucii pe care îi făgeau general la frunze cu doctorină. Nu, da, stai că să-ți explic, nu, ea era pe lângă, nu băgăm pe ea. Deci omul era autodidact. Adică citea foarte mult și mai avea o chestie. Hai să pornim cu ăștia, că după aia ne ducem și vorbește și asta vreo 20 de ore. Deci el ce a făcut? El când a vrut să-i dea afară pe ea de partea rușilor? Da. Că i-a dat pe Borilă, Bonăraș, nu mai are importanță acum. I-a dat Bârlădeanu, pe parte toți care erau cu... Da, da, da. Firorși. Care erau și care erau ciuguliți de KGB, da. Așa, după aia el a adus o pătură intelectuală. Da, da, da. Care l-au ridicat, a ajuns unde a ajuns. L-au credibilizat, așa. A făcut chestia cu Ciostovacea, care e foarte tare. Nu știu cine a mai avut cu să o facă. Și România, și a condus Socrămiu e generalul Gheorghe Marcu, adjunctul lui Pacepa, care singurul care nu l-a mătrășit, Ceaușescu și astea. Și deci mi-a spus, bă, ăla conducea lumea, nene, ce să mai o frecăm? Și prin spionaj, și prin arabi, și cu ăia, și cu americanii, primul american. Era combinator, așa. Era combinator, deci nu era un om prost. Eu am crezut că doar din viclenie, carte mai subțire. Nu, știa foarte mult. Și în primul că recita poezii, romanțe. Uite, așa povestea cine, că l-ai cunoscut bine, l-ai mult mai bine decât mine. Generalul Neagoie. E cum să știi pe Neagoie. Și atunci a făcut întrebarea, nu cum l-au suportat taicătul și cei din generația oamenilor cu carte, cum a suportat el pe troala aia, domne? Doamne, iartă-mă că e moartă femeia. Domne, a fost, uite, când se mi-a zis, a fost o dragoste clară din moment ce ai văzut cum a apărat-o la proces? O mângâia pe mână. Da, domne. O mângâia și a stat. Și cum i-a spus, am luptat împreună, murim împreună. Și nu mai spune ăștia că l-a cântat acolo, nu? Pe vrăjeală. Internațional, pe vrăjeală, de aia nu de ăla. Că pe ăsta îl respect și pe Antonescu, care și-au dat să-l respect pe ăsta și-au comandat moartea. Ăștia acum prin Parlament fac câțiva ani de până și fac cruci și dau cu tămâie să tăvăresc pe jos, merg pe sub masă, ies pe partea aia la altă, tu nu vezi? Bă, eu Mirele, bă, să tragă aia în tine și să cânti, înseamnă că ai ceva. Sau ai crezut foarte mult în chestia aia. Da. Că nu poți să cânti. Eu le luam familia, nu cântam.
Le arătam, mă, să moară măta, să dăm voie. Tot bărbăție. Tu ai dreptate cu ăștia, n-au bărbăție, mă, frate. Ei n-au bărbăție. N-ai văzut, nu-i dau numele, că e mort, îmi pare rău de el. După o noapte de arest a ieșit, a doua zi l-au scos avocații, plângea. Plângea, da. Îl filmau ăștia și îl plângea. Că da. Noaptea a făcut pipi și a văzut un șobolan. Și după aceea au venit eșalonul 2 de lingăi. Da, bine, ăștia, catastrofă. Și poporul, și poporul român care... Da. Bă, tu nu vezi că îi umflă, îți dau o groază de, da, de exemple. Ai văzut cum umflau pe Udrea? Da. Aia cu, da, da. Am poză la tine, dorm cu tine în optieră. Da, e supernă. E supernă, ești genie. Îi scriau la mulți ani cu oile. Deci, pe dealuri, același, da, lucru, da, ce au făcut și cu Elena, da, ce au făcut și cu toți ăștia, același lucru au făcut ăștia de la un nivel mai mare, pentru că aici e mai mult. Și atunci el i-a curățat pe ea, dar vezi că el a avut totuși o chestie față de tata. Pe tata... I-a curățat, i-a trimis acasă pe ea cu carte, în ultima perioadă. Da, pe el l-a lăsat, dar i-a lăsat toate drepturile. Adică l-a trecut la cooperație, da, da, dar el avea drepturile și l-a lăsat plin în comitet polie-executiv. Da, da, adică da, erau, da, miști de externe, și erau supleanți, nu erau plini. Da, da. Adică nu i-a luat drepturile. Pentru că el cu tata la început vorbea de foarte mult, tata era considerat, ce am văzut și eu, un huscu și n-am văzut, că era, a fost ideologul timpului, mare ideolog, mare, în fine, chestia asta. Ține la el, respecta. El respecta, da, i-a luat numele de Mizil când tata era tot ziua cu China, cu astea, cu astea, și când am venit Mao Tse-dun aici, era poza mare cu Mao Tse-dun cu tata și cu el al doilea și a zis fără Mizil, că Mizil ne chema dinainte, nat, mm-hmm, nu, mm-hmm, și-a luat tata... Mm-hmm. Ca virgulă comunist. Mm, mm, mm. Și i-a luat pe ăștia, dar fac o paranteză aici. Avea o chestie care nu are nimeni acum. Dom'le, dacă vrea să facă ceva, da? Baraj, nu luful, dom'le, stai puțin, că nu, să nu mă ia ăștia acum, că sunt nostalgici. Eu am avut probleme mari cu familia lor, grele, adică o să spun în pauză, da, că nu vreau să spun la televizor, că nu vrea familia și... Da, 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 știu. Și știu la ce te referi. Așa, și dacă a spus între noi și... Urăciuni, chestii scârboase, absolut. Nu. Chestii oribile, spre... așa e, da. Da. Și vreau să facă ceva. Cine ești cei mai buni în domeniul din țară? I-a adunat pe toți, faceți. L-am văzut chestia asta personal cu ochii mei. Eram pe acolo, nu că mă interesa ce face el, că chiar nu mă interesa în nicio formă, că mă întreba muzac, am stat de vorbă cu el, ce să mă... Eu eram cu șprițurile cu aia să plec pe afară, să fac... Mă întreba el, bă, cu agricultura, ce să-mi trebuie? Bă, cum a mers să... Dom'le, cum a mers să recolta anul ăsta? Cum ți se pare? Cum recolta, bă, tine? Luați așa, recolta măjura ăla din prima, nu? Înțelegi? Și când a făcut metrou, au venit japonezii, au spus, nu că e pânza freatică. Au venit francezii, au spus, nu că e pânza freatică. S-a enervat și a zis, îl fac cu ingineri români. Da, și l-a făcut. Și l-a făcut, da, și acum cu italienii a căzut, da, un cartier, da, și am stat 20 de ani să facă un, da, tronson. Da, da, da. Adică avea, da, chestia asta și mai avea o chestie. Îi lua pe ăia din școli care erau foarte buni. Da. Șef de promoție. Da, da, șef doctor, de promoție și îi făcea... Da. Și împingea. Și împingea. Iurca. Sprijinea. Păi uite-te acum, da, ce acopii, atunci în Marea Adunare sau ce nămol era atunci pe vremea aia, erau numai actori de mare marcă, beligani, da, intelectuali, da, doctori, da, profesori, scriitori, da, scriitori, și mai avea... Domnule, la Ștefan Gheorghiu. La Ștefan Gheorghiu era un mare scriitor, domnule, sigur, era care se purta ca un neam prost, dar un mare talent. Dumitru Popescu, domnule. Dumitru Dumnezeu, da. Pumnul și Palma e capodopera literaturii. Nu, dar adică erau mulți. Adrian Păunescu. Da, da, da. Care, după, da, mine, da, e genial, da, 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 cum a scris. Da, da, da. Adică, dar nu, da, și în afară de aia, erau doctori, erau, da, profesori, da, adică erau, da, da, erau oameni, nu erau ca acum... Că... Dom'le, zi-mi o chestie. Mama ta cum era, domnule? Avea apucături de nevastă de conducător? Avea, nu, apucături de prințesă? De... Nu, nu. Cum era? Ce simplu. Fel de, ce fel de om era, mă? Simplă. Eu un om simplu. Mamă. Mamă, mamă, mamă. Nu ieșea, nu făcea cinci copii cu icoane, cu cruce mare la gât, credincioasă. Credincioasă, cu... da. Dacă, da, îi spune ăștia, că zis, nu, domnule, la noi să vă spăgea ouă de Paște, să, da, făcea. Evident, adică erau toate, da, chestiile astea. Te certa? Mai puțin, că nici nu prea mă... Nu te prinde. Mergeam, mă, circulam, stăteam, da, barazna, go, bala mare, bala alea, bala mă, alea. Mamă, mă, cum spun mamele. Mă, da, mamă, ei, făcea, da, mar... Mie îmi dădea mama linguri în cap până la 24-25 de ani, că mă prindea. Nu mă prindea. Nu te prindea, asta e soluție. Să învețe ăștia mici care se uită la noi. Bă, să nu mă prindă. Că aveam vilă la mare, vilă, da, la munte, vilă la predeal. Și noi tot ne mutam. Că fac o paranteză. Că, de... zi, spune. Că mergeam acolo și noi luam de la, era un sector care era astea și noi luam băutură și treceam mâncare. Aha. Da. Și Ceaușescu îi spunea, uite, Lidia, ce mănâncă copiii la munte, să-i trimitem la munte, da, o poftă de mâncare de la aer. Hai.
Iubească alunecați. Da, da. Dar noi eram familie normală, adică făcea mileuri, un om normal, niciodată. Normal, da. N-a ieșit în față, da, n-a făcut nimic, da, o olteancă. Da, olteancă, da. Nu, cele de azi, mame bune, da. Nu era la... arta îi plăcea foarte mult. Adică astea... Dar nu se ridica la... Na, m-am pare rău, dar nu se ridica la nivelul lui tata. Dar tot așa avea o influență mare. Bine, eram și 6 copii în casă, adică s-a ocupat, făcea, pus că erau toate alea, trebuia să meargă la... Aia, dar nu s-a băgat nicio activitate politică, nici nu de extra, nu, nici de sfat, nici extra uterină, cum erau alea, că creștem pe copiii aia, că facem nu știu ce, că facem un carbit, cum... Da. Nu, și-au văzut acasă. Spune-te, rog, cum au reacționat? Eu mai știu de la amici, de-ai tăi, de la cunoscuți, de-ai noștri comune, așa, dacă tu l-ai descoperit pe tatăl tău și părinții tăi te-au descoperit pe tine după 90. Ai avut grijă de ei. Da, ai avut o grijă dintre asta de... Nu știu cum spunea, de fată, nu cum spun unii părinți, domnule. Dar nu numai eu, toți frații, adică... Dar probabil că surpriza de la tine a venit. Nu, că n-aveam o relație să ne certăm. Nu, puteau să creadă că ești mai flușturat, mai nepăsător, mai așa, și au descoperit că, de fapt, ești foarte implicat și foarte... Nu, dar nici m-am dus peste tot, așa, și în primul rând că noi aveam o chestie de familie, adică orice s-a întâmplat, duminica mâncam împreună. Da, da, da. Paștele le făceam împreună, de lăsatul secului băteam halviță, că ăștia nu mai bat acum, de lampă, da, de lampă, da, legată, da, că toată lumea așa. Bucuria copiilor. Bucuria copiilor, da, băgam, da, banii mălai, ne, da, băga, da, așa. Da, da, da. Adică cu... Și obiceiuri frumoase. Da, la noi se țineau absolut toate în casă, că râd tot timpul și bă, pare rău că l-am pierdut, că Nicu a venit de Paște cu un om mare așa de struț, cu secerea ciocanului. Da, la Caterinca, da, la mișto, da. Da, da, l-avea pe masă ăla. Și zic, uite, bă, cum îi face ăla, da, om. Om de Paște cu secerea ciocanului. Să mor eu? Nu. Genială. Bă, de l-am păstrat mult și nu știu ce mi-a luat. A fost genială chestia. Da. Deși el avea o opă. Da, da, da. Că n-am făcut Paștele cu Ceaușescu, deci este bine. Dar înseamnă că și-l avea o dinamă. Da, nu știu ce naiba, dar ce-o fi apucat cu chestia asta cu ateismul? Eu mi-aduc aminte... Nu, nu, nu. Familia Ceaușescu foarte credincioasă. Da, domnule. Eu am stat cu fratele, cu Ion, Dumnezeu să-l ierte, am avut relații de prietenie. Și cu vărul Nicu, singurul care îl cheamă Nicolae Ceaușescu. Deci, credincioși, alea l-au îngropat cu pop, domnule, cu pop. Andruța și cu aia sunt sus, dacă mergi la Sconicești în biserică, sunt, au dat bani, sunt pictați pe biserică. Titori, au dat, adică nu că e vrăjeală, că erau atei, că nu-și făceau cu cicolea. Ce vreau, domne, cu ateismul științific, cu... Asta erau directive, dar să știi că pe vremea lui nu era așa. Asta a fost la început, când au venit bolșevicii. Atunci au fost. Atunci, după aia s-a lăsat-o, nu. Spre final nu mai era nicio vrăjeală. Da, nu. Eu l-am mai văzut. Tata mergea și tata la biserică, la alea, la alea. Am botezat nepoții la biserică. Da, așa e. Da, așa e. Și cum? Și taică mi merge, sigur, nu s-a îmbrăcat în uniformă, dar s-a îmbrăcat civil și o ducea. Ah, dar nu, făceam cu asta, dar copiii mei sunt botezați, deci pe timp, fiima are 45 de ani, deci eram plină... Să-i dea Dumnezeu sănătate. Da, deci botezată la chiar la Sfânta Vineri. Deci nu era, mergeau la absolut toate astea, dar aia a fost la început. Anii 50. Asta eu pe ăștia îi spun că ăștia nu sunt, că toți spun că sunt comuniști. Ăștia nu, ăștia sunt bolșevici. Nu, nu, am niciun, exact, da. Ăștia cu biserica, cine e cu mine, te-am luat? Da, păi cu... Veste de ordine de partid să nu jure pe Biblie. Păi sigur, să nu jure pe Biblie. Dom'le, iar eu chestia asta o știu de la o fată, consilieră la primăria sectorului 1, o fată mai de bun simț așa, deși e teferistă, dar e o fată crescută de o mamă credincioasă. De la ea am aflat că li s-a dat ordin să nu... Eu știu cum s-a dat, că li s-a dat ordin să... Să nu am aflat de la o parte din ei, da. Exact, și eu tot așa. Da. Să nu punem mâna pe Biblie. Să nu punem mâna pe Biblie. Și să-ți jure pe Biblie. Zic, da. Și tu cum ai acceptat așa ceva? Zic, e posibil? Și am dat exemplu pe băiatul ăla, soldățelul ăla rus, care e sfânt în calendarul ortodox. E sfânt. Soldățelul rus care l-au capturat cecenii, l-au pus să-și dea jos crucea de la gât. Și a spus, dar îți dai jos crucea de la gât, nu ai nicio problemă. Și nu și-a dat jos. Nu și-a dat-o. Și-au tăiat, și-au tăiat gâtul, da. Și-a martir. Iar fetița asta, zic, cum crescută de o mamă credincioasă, cum e posibil să-ți dea ordin partidul să nu pui mâna pe Biblie? Dar niciunul n-au pus mâna pe Biblie. Știu, da. De asta este, că de cei care au venit, deci spre perioada aia, perioada de... asta, adică sub Ceaușescu, de când a dat libertatea, nu era nicio problemă. Dar mergeam și noi la biserică, la toate astea, cum nu mergeam la înviere. Mergeam. Cum? Toată lumea mergea la înviere. Toată lumea mergea. Erau bisericile, poate erau... Mergeam cu Corbu, nu știu dacă l-ai prins pe Corbu, care era la directorul la Scătea. Ba da. Că
care avea funcție tare, nu? Scânteia partidului, cu toate alea, care dacă nu era bâlbâit, cred că era mult mai tare, că era foarte inteligent, nu fără catenică, da, da, avea știu. Un defect ăsta, da, da. Și cu aia, cu fisa, cu toată lumea, cum nu mergeam la biserică, toți nu era atunci. Asta a fost un vrăjeal așa de... a venit tata la botez în biserică, la totul, nu? Da, așa e, în anii ăștia încoace, da. Dar când au venit prima oară, când a venit domnul Tismăneanu, da. Și cu altul nume, Paucă, domnul, cu așa, Luca, cu aia, cu, da. Sigur, da, care da, după aia l-a chemat Nea Băsescu să condamne comunismul cu domnul Tismăneanu, da, 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 da. Suntem de imbecilitate, da, 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 totală. El a condamnat comunismul. Pe cum să-l chem pe ăla care l-a adus să-l condamne, mă? Da, domnule. Adică eu ți-o mor părinții și mă chem după aia să te condamn. Da, domnule. Da, așa e. Apropo de chestia asta, spuneai mai devreme că așa era pe atunci. Și ai zis și de Iliescu, asta mi-aș aminte de o fază genială, domne. Și cu cât poți să ții râca cu niște oameni, domne. Eu am debutat în presă în 1990 la Zigzag. Și sigur, jos Iliescu, jos Iliescu. Eram cum sunt tefeliști ăștia, în Piața Victoriei. Eu l-o să fiu zi, stăteam în piața, în Piața Universității. Domne, și m-am întâlnit, era cu Cornel Dinu, că avea grijă de ea, doamna Nina Ilescu, la cumpărături. Cornel Dinu era un da. De casă lor, da. Da, și la cumpărături. Și Cornel Dinu a zis, domnul Mirel Curea, să română, doamnă, nu știu, și la un moment dat, ești, domnul Mirel, ce sunteți așa de rău cu Ionel? Și eu ce să-i zic? Zic, e cam comunist. Domne, și ce-mi răspunde femeia? Domne, m-a lăsat mult, parcă mi-a tăiat mâine, n-am mai putut să mai scriu după aia. Și așa am apucat noi, domnul Mirel. E, și tasul a fost comunist, domnule, a fost ce feliți, da, mare, ce feliți, ce dracu. Sigur că da. Și eram da, focat, ce da, băgă. Da, ilegalist de la... Ilegalist, ilegalist și eu o băgăm. Eu, domne, da, da. Nu mi-a plăcut răspunsul, atunci răspuns de ăsta de mamă, de domne, omenesc. Domnule, dar nu poți, care ai fost da, comunist și ai fost al doilea după Nicolae Ceaușescu, da, să te urci pe tank da, și să spui să scoți partidul în afară da, legii. Da. Adică n-ai o satură de președinte. Da. Bă, dacă... iar nu vreau să fac paralele cu brigada mea, că acolo brigada merg astea. Adică mai faci o gâșgâială să scapi. Da, nici așa. Da. Dar nu se poate, bă, mâncați, adică ai fost da, acolo, bă, asumă-ți-o. Da, așa e. Puțini, într-adevăr, puțini au bărbății asta. Plus că el are chestia asta, domnule, o chestie ca în tragediile antice. El l-a omorât pe Tasu. Că Ceaușescu a fost ca și Tasu, domne. Păi nu povestea că îl ducea Elena de mână pe Iliescu la Doftana, la Pârnaie. Că tata lui Iliescu era în Pârnaie. Da, domnule, l-a omorât pentru că el a devenit omul rușilor și da, uite și aici, dacă vrei, uite, vorbeam cu Ion Ceaușescu, fratele da, lui Nicolae Ceaușescu, care era un om deosebit, de o simplitate și de, bă, de o modestie, eu nu știu ce, fă-mă în față de ăștia acum, doamne, doamne. Păi eram ce un grahat de casă, stăteam la masă, venea și ne strângea farfurile și era fratele lui Cârmaciu Nicolae și alea. Păi nu era Cârmaciu Nicolae, da, ne? Da, înțelegi? Și discutam cu el, cu Nicu, cu ăsta, așa, de Iliescu. Știa toată lumea că vine Iliescu, că face Iliescu. Se știa. Păi da, toată lumea știa da, cum. Da, știu, da, eu, da, da, păi, eu am făcut ultima expoziție cu câteva luni înainte de Revoluție la Căminul Artei. Și a venit Sergiu Nicolaescu, în fine, mulți actori, pictori și astea, și a venit socră meu. Și a venit Iliescu, care era unchiul meu, nu? Și a zis socră meu, bă, dacă intră și eu am plecat, de ce? Pe ne leagă la aia. Măi, cum, mă, eu, dă-te, bă, de aici pleacă, e unchiul. Și unchiul ne-a băgat pe la Pârnăie, după aia, dar a mai fost la venit. Unchiul, iată, și mă. Știi ce a spus tata când l-a sunat? Trebuia să meargă a doua zi și l-a sunat cu o seară înainte și a spus, vezi că așa, așa, dar să fii Dem Paule acolo. Extraordinar. Să nu faci partidul de râs sau ce? Și eu știu, am înțeles-o. Că ăsta nici atunci nu era supărat. Zic, băi, da, da, cum să fii demnăm? Adică să nu te arzi. Adică ce să spun altă. Da, 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 da. Să, să nu te arzi după să da, pun. Era să o dau totul în ale mele. Da. Să nu joci barbut cu... Da, da. Cu, să, cu dinc. Să nu fii sifon, da, bă, să nu tori. Bă, să nu ardem bădică, să nu șugăm un barbut pe țigări. Da, da, da. Da, să fii demn. Da, mă. Băi, frate, ce personaj, băi, și ăsta, da, 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 Iliescu ăsta, da. Și plus că eu îl consider un trădător. Da. Păi și-a trădat o vară și de luptă, ce mai cu frecăm, nu?
ca și Pacepa, toată lumea că nu, un trădător. Era în uniformă, a plecat, a trădat statul român, la care te puși jurământul. Ce mai vă întrebați dacă a fost trădător sau a fost trădător? Eu aici n-am dubii. Pe un militar care pleacă e trădător, nu? Da, mă, dar tu nu vezi acum... Păi bineînțeles că este trădător. Tu nu vezi acum au voie să fie și magistrați și masoni. Și masoni, da. Să jure și colo și colo. Bine, acum masoni sunt, cred că... Bine. Când aveam restaurant, spuneau, ia, vin masonii. Că vreau toți în negru și beau și discutau trei gâini, cine îi băga în seamă. Da. Erau toate lojele. Da, da, da. Lui un tovarăș de-a meu, alt tovarăș care îi cunoști, nu le dau numele acum pe televizor, i-au făcut loje singuri, i-au luat banii, 300.000 de... de... Chiar unul care l-a invitat pe aici, pe la emisiuni. L-au făcut pe ăla... Era singur în loge, l-a costat 300.000 de euro să facă loge. Așa cum masonii, lasă-mă. Da, și asta a fost toată, toată chestia. Înțelegi? Adică, p- și pe ăla nu l-am înțeles. Pe Ceaușescu, pentru mine, băi, dacă eu știam că mă face unul, îl ardeam, nene. Da, nu-i ardea. Îi luai, muta, afla, îi mai documentau ea de la securitate, da. Nu cum a fost la militarul, i-au documentat. Că s-au avut întâlniri cu GRU, cu agenți KGB, cu tare, cu tare, nu m-am luat și mutat de colo-colo. Da, da, nu m-am luat și de Iliescu atunci, că militarul mergea pe stradă în uniformă și l-a pus brusc. Ei erau în parcuri și discutau. Adică așa că suntem... Și militarul nu se duce... Și cu Iliescu când l-a chemat pe Trosca și pe aia, că erau toți care îl urmăreau pe militarul și iar pe aia i-au omorât pe toată. Aia e crimă. Ei făcuseră dosă, da. Aia e crimă cu premeditare care trebuie să răspundă toți care erau... Că nu mai vreau să mă cer cu toți. Cam toți care erau... un minister. O parte, măcar. O parte, da. Pe nu, care erau ministeri, da. Care erau acolo, aia a fost crimă. Da, eu l-am întrebat pe șeful lor, l-am apucat, încă nu fusese sinucis în vie, Ardeleanu. Ardeleanu, da. Șeful de la USLA. De ce nu știu Ardeleanu? Și l-am întrebat, domne, de ce i-ai chemat, domne? De ce i-ai chemat? Că el i-a chemat pe cei de la USLA să vină la Ministerul Apărării Naționale să poată să-i împuște militar. Și, domne, după ce am insistat cu întrebarea asta, mi-a zis, zice, îmi ținea militarul pistolul la ceafă. Păi să zic, un comandant ce face? Își omoară trupa, se sinucide și moare de gât cu ăla. Bine, cum a murit? Cum a murit Trosca și cu băieții aia, nu? Da, eu știu că se duc la moarte. Îmi povestea generalul Gheorghe, da. Și vezi că nu-i face nimeni eroi acum. Nu, domne. Îi fac eroi pe Roman, pe ăștia, pe ăștia care erau, știa și mama dinainte că vin și erau băgați și cu destinație, da, erau acolo. Exact. Singurul care a fost acolo și care a venit întâmplător a fost Dan Iosif, care era prieten cu mine și a plecat la mine în casă. Care era prieten cu mine că vreau să-i dau o cârciumă, să, că la cooperație fac cârciumea și el vrea să facă fermă. Ăla a plecat și când a văzut că da, le... și au nimerit că nu, atâta... nu, când a văzut că le trebuie și unul. Le trebuie și unul să le dea credibilitate. Să le dea credibilitate? Da, unul de pe stradă. Unul a fost singur. Asta a fost, deci sunt toți care au fost acolo cu temă. Da, 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 da. Îmi povestea generalul Gheorghe Dan, Dumnezeu să-l odihnească, care era la USLA în perioada lui decembrie 89, era șeful informativului. Că și pe ei când i-a chemat, că i-a chemat să facă revistă de front pe stadionul Ghencea, să-i împuște pe toți. Domnule, și-au chemat nevestele, le-au dat banii, cecurile, domnule, tâmpiți și se îmbrăcaseră în cămașă albă, adică să moară îmbrăcați în uniformă de ceremonie. Au, nu, aveau, nu aveau teroriști. Nu aveau teroriști. Și a luat pe ăștia direcția a cincea, da, să-i omoare și după aia s-a sucit. Și, da, 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 da. Dar știi cine a sucit toată povestea? Nu mai știu cine. Nu. Au sucit-o suedezii. A, nu știam. Suedezii au venit, da. Și au demonstrat că morții aia care ne-a arătat nouă de a ieșit în stradă, femeia cu copilul și coalea și coalea... A, îi a legat cu sârmă. Îi a legat cu sârmă, că erau morți luați de acolo, nu erau... Nu erau, erau, nu erau de pe stradă. De pe, au demontat aia cu 62.000 de morți, da, și l-a făcut pe Nentu Caramitru, care el ordona tragerea de a dărâmat și a dărâmat tot muzeul regal, biblioteca, așa, și unde era sediul la direcția 5. Mm-hmm. Și el era la balcon cu reflectoare cu asta și ce-ul nu i-a atins de un glonț. Știu, pe eram acolo. Pe și atunci cum? Știu, eram... Pe și ce făceau? Tăgeau cu bășin, cu ce tăgeau ei? Eu eram cu Cristoiu acolo. Pe și atunci? În dreapta, în stânga, zice, hai unde... Ochi, domne, la Cristoiu, ochi de jurnalist, domne. Zice, hai acolo unde e lumină, că acolo nu trage nimeni. Că noi eram în umbră, mai era întuneric. Păi tu nu vezi, că adică sunt pe... Și atunci au început ei s-o sucească. Da. Asta le știu că am fost și în proces după aia și le-am văzut pe toate. Eu vrei să spun ceva că am crezut cu morții? Ai crezut-o la început că sunt 60.000, da? Da. Nu 60.000, că sunt, da, mulți. Când am văzut pe ea, da. Și socră mi-o stătea la masă și se uita. Socră mi-a venit după ce a fugit Pacepa, că toată lumea știa că e
economist pe afară, că de-aia nevastă mea născută. Sub acoperire era și astea, da. El era ca funcție director la coada lui Mihai. Adică avea pe Isărescu, pe Coșa, pe ăștia, parcă sub mine. Așa, și atunci a venit, s-a aflat și Fisa și toată lumea că el e general și că era desconspirat ăla. El s-a ocupat cu vânzarea nemților, evreilor, cu absolut toate astea. Stătea acolo, eu am zis că e nebun și... Păi avea două chestii. Înțelegi, spunea, nu se trage, nu se face, nu e așa și nu știu ce. După aia apăreau ăia pe la televizor, ăștia din partea istorice de afară. E al nostru, e general, e colonel, e major, acum spune eu, frate. Da, da, da. Și eu spuneam, am luat o raznă, cine dreacu să fie ăștia, mă? Așa era. Și așa a fost. Așa era, cum spunea omul, da. Da, da. Și a fost totul și s-a uitat la aia și a zis, nu există. Cum tu nu ești, mă, că eu mă luasem foc, cum nu ești, mă, râbesc că se ia zăgat cu sumă, dă-l morți, mă, așa, chiar așa. Da. Băi, Serghei, noi nu facem așa ceva niciodată, mă. Da, știa omul, da. Băi, dacă vrei să dispar, omul dispare, nu legăm cu sumă de copil și lăsăm pomul ăsta acolo, de pom. Bă, nu am, știi cum e, că a fost valul așa, care nu gândeai. După aia, când am început să le văd. Emoția aia tâmpită și nici nu știu de unde să știm. Nu știam. Păi mie m-a influențat și tata mult. Eu stăteam pe lângă Inter. Și a început să tragă. Și m-am dus acasă. Și zic, ce faceți, bă, chiar așa, trage ăsta? Și atunci a zis, bă, dacă trage ăsta, eu nu mai merg. Dacă s-a ajuns la... Lăsat, așa. Vedere, da, dar nu, a zis că eu nu mai mă duc, că pe tata l-a dus, când l-a dus acolo în ședință, l-a dus cu armată, că l-a luat de acasă cu armată. Da, da, da. Când l-a dus la ședința, pe aia... Aia ultima, da. Pentru că mai era o chestie. El tot vrea să meargă la Timișoara. Eu știam că la Timișoara ești ucăr, că aveam niște contrabandiști italieni care acolo și au scos ăștia tancurile. Zic, ce tancuri scoate, mă? Și am spus, tata, nu te bălești după toate. Că după aia că am fost implicat, că eu am spus și la direcția 5-a la unii, bă, nu mai mergi la Timișoara, care cu aghiotanță și toată, că acolo sunt ea. Ai fost implicat cu niște bijinițare. Da, dar ei credeau că știu, că după aia m-am întrebat, bă, de unde, că după aia când s-au sucit, că toată direcția 5-a a trecut sub Ilescu în două secunde și toți și-au mutat imediat Bobu. Nu, e bine Bobu. Da. Așa, înțelegi că au spus că eu, că de unde am știut, că aveam informații, că aveam, nu, băi, nici erau unii care veneau cu niște aur. Și m-am întâlnit cu ei. Nu, m-au sunat, bă, nu mai putem să venim, că aici ne-au blocat și au scos tancurile, trag ăștia pe stradă. De nici tata nu știa că a stat la Timișoara. Da, da, ce chestie, da. Și, da, și revenind la socrul, el știa modul de operare, știa că asta se poate, asta pe nu se poate. Cum se spune, a zis, cum o să-ți fac așa ceva? În primul rând că a spus că, pe n-ai văzut când au operat ei, că n-au mai rămas urme? Da. I-au ors pe aia și îți i-au aruncat în canal, adică s-a terminat tot. Da, da. Acolo au lucrat, nu securitatea, acolo au lucrat miliția. Da, au lucrat miliția, gașca, lui Baciu. Baciu, bravo, Stănică, da. Da, da, Stănică, da, da. Tudor Stănică. Tudor Stănică, da. Da, da, da. Și e complicat să-i judeci, pentru că au primit un ordin, domne. Pentru că am vorbit și eu cu el la un moment dat și am zis, bă, și a zis, băi, Serghei, era procurorul României acolo, că ăla era legea, cum să nu o respect, că îți spuneau ăștia că de ce n-ai făcut. Păi stai, bă, dacă e procurorul României și primești un ordin, a, e până la urmă, nu? Ca la război. Da, domne, și ei nu erau învățați, ei nici nu știau că ordinul, în legislația internațională, ordinul primit nu te exonerează de răspunderea penală. Sigur. În privința faptei comise. Asta spun, în primul când era procuror general al României acolo, ăla reprezenta legea. Ca și acum, dacă îți dă procuror ceva, nu tragi. Domne, dacă ai minte multă și știi ceva istorie, nu tragi. Dacă ești tâmpit, dacă tragi. Ești mecher și fugi, da. Arunci arma și te șutești, dar nu știi cine câștigă. Dar nu știi cine câștigă. Nici așa. Nici așa nu-i singur. Când poți o tăvălești să faci. Pentru că mulți de la direcția 5 la ora 9:30 de acolo, care au venit, au fugit sau au ascuns la mine în casă. Sigur că da. Băi, unii au trecut granița, au ajuns în țările nordice. Că ea mai deștept. Că știau că s-a întâmplat. Da. Dar e complicat, nu poți să... Acum, cine a citit, că de acolo a început totul la procesul la Nuremberg, știe că de atunci, pe jurisprudență, de atunci încoace, că și fascistul, domne, așa ne-a ordonat. Da, i-au spus un singur lucru ăștia. Bă, noi nu i-am omorât. Nu, așa este, sigur că da, distrugere. Te bagă la distrugere, dar a spus, bă, noi nu i-am omorât. Ne-a spus că sunt ăia morți, procurorul a spus că sunt huliganii, ce să îl iau, bă, procurorul, băi, ia... De ce vorbești tu? De unde știi, bă, că e huligan ăsta? Da. Și că nu-i terorist. Da. Adică și acolo e o chestie așa, cu duși întors. Da, sigur, așa este, sigur. Dacă o judecea, bine că ce s-a întâmplat atunci a fost o nenorocire. Ce corect. Exact. Trebuie să vadă, domnule, cine a dat ordinul, cine a dat. Sigur, ăia care au executat și ați vinovați, dat circul. Ce s-a întâmplat după? Ce s-a întâmplat după? Sigur că da. Domnule, dar și chestia asta, lejeritatea asta, așa, domnule, arunci 42 de cadavre la gunoi. Da, bine, eu mă mir ca prostul, nu mă luam serios.
Păi știi care a fost chestia? Că au băgat... În gropii 25.000 de oameni în curul Goldoane. Păi și atunci... Eu zic că, mă ascult că fac o paralelă, eu zic că ăștia sunt mai diabolici, ăștia o fac pentru un scop, să-și iau un ban, să o facă pe asta. Nu că au primit un ordin de la un dement care a făcut-o și n-a tras el. Da. Tu ești prost. Exact, ești prost. Da. Așa e. Ăștia îi îngroapă și o moară, conștient, ca să facă niște lovele și să vândă niște spitale și să facă niște chestii, că te-am urmărit ce a fost aseară, nu? Pe față. Domnule, ai văzut, domnule, discuția de aseară? Da, ăla a făcut în direct, adică a făcut prăduială în direct. Prăduială în direct. Este vorba cu oamenii, nu înțeleg. Este vorba într-o emisiune. Trafic de influență cu luare de mită și folosire deosebite. Ungureanu, parlamentar în Parlamentul României, parlamentar USR, ne explica nouă celor din studio Antenei 3, indignat. Dom'le, ce ați fi făcut voi? Dacă erați prim-ministru, uite, l-am sunat pe Câțu și i-am spus, dom'le, țara n-are spitale, dom'le. Un prieten de-al meu are spital de vânzare. Bă, cât de prost să fii. E trafic de influență pe față. Prost să fii, da. Trafic de influență pe față și autodenunț. Dar ne cerea nouă să ne indignăm că ce fraier a fost Cățu. Da, Cățu jos. Nu am nicio apartență cu Cățu ăsta. Nu mă interesează nicio. Da, adică ce prost e Cățu, că n-a luat banii. Adică o notă frumoasă. Bă, Cățu, ești fraier. N-ai pus botul. Cățu, e o notă. Era bani de bravură. Era, da. Sigur. Și zis, îi cheamă pe mine tovarăși că mă pricep la imobiliare. Merg eu. Hai să-l vindem. Da, ai dreptate. Sigur că da. Chiar că veni vorba de... Cum, în primul rând, sunteți sănătoși toți? V-ați îmbolnăvit? Ați luat COVID-ul? Am avut COVID, da. Ai strănutat tu, ți se pare ție sau ți-ai făcut test? Nu, mi-am făcut, pentru că sunt așa de idiot. Bă, mai, nu, idiot de-aia nu se mai știe. Nu, domnule, nu. Am avut simptomele, trei zile n-am avut miros. Da, nici tu n-ai avut și eu, da. Restul n-am avut absolut nimic. Da, restul n-ai avut nimic. Nimic. Cât de... mi-am făcut anticorpii după aia, m-am dus la spital, mi-am făcut alea, mi-am făcut plămânii, mi-am făcut... Ce face un om responsabil. Face un om responsabil, da. În rest ai tăi, familia, copiii, frați, surori, bine toți? Da. Bine toți, da, nu? Da. De ce te întreb chestia asta? Cu toți cu care am stat de vorbă, mai ales de aia bătrânii din... toți care s-au dus la doctor din prima n-au avut nicio problemă. Fără discuție. Nenorocirile încep când... Când stai mult acasă mai ales când ai o formă mai agresivă. Și ai o formă mai agresivă și mai ai niște probleme. Uite, socrii, mulțumesc lui Dumnezeu, l-a externat nevastă mea zile trecute. 82 de ani. Dom'le, dus la spital din prima. Da, dar am înțeles că soția este medic. E medic, da. Păi l-a dus din prima, n-a stat de vorbă. Am înțeles, am văzut la televizor că... Da, nu, na, păi n-a stat de vorbă cu el, cu nevastă, nu poate. Asta stai, și eu m-am dus la... Bine ai făcut. Aia, la... Mi-a explicat, am venit și cu alea de afară și au zis că tot același lucru îmi dau și ei niște... Nu știu cum se numește de răceală, antivirale. Mm-hmm, și am luat astea, mi-a spus, dacă crește temperatura, mi-a dat ăla de aer, dacă crește temperatura, scade aerul, te prezinți imediat. Da, păi asta e, aici e groasă. Scăpăm, ce zici? Așa. Cu ce? Că scăpăm repede de nenorocirea asta, de blestemul ăsta? Nu. De ce zici asta? Din punctul meu de vedere, eu zic că cea mai mare, eu zic că e al treilea război mondial. În primul rând, au reîmpărțit și puterile în țări. Ai văzut că vin, fac... Adică au băgat un fel de dictatură militară, asta medicală. Unii da, unii nu. A început lupta asta, au făcut miliarde. A început lupta, că vezi că dacă urmărește, Pfizer nu-i bun, e bun Johnson-ul, după aia mută Johnson-ul, îl blocăm, mutăm acolo, Masteca, da. E bun Masteca, o mutăm pe aia altă, vă facem. Da, vedeți că 6 luni și a apărut... Nu e posibil cu un fond obiectiv. Să fie și șmecherii care vor să o speculeze, pe un fond obiectiv. Să fac miliarde, pentru că mai spun o chestie, că uite cum anumite țări... Eu am fost și eu în 2-3 emisiuni, ai văzut că Franța, cât a carantinat-o, a crescut de 10 ori mai mult. Și când a descarantinat-o, s-a dus în jos. Acum ne bagă în carantină, vreau să ne bagi ăștia în carantină. Ai vaccinat o mare parte din oameni, ai vaccinat bătrânii, ai vaccinat alea. De ce mai faci carantină? După aia au venit că, stai puțin, că poți să faci vaccinul, dar al ei. Și acum a venit cu ultima care a apărut azi, ieri a apărut și gripa japoneză, care nu mai acoperă vaccinul.
Aia e... Bun, dar nu, asta mă duce mintea că poate, dacă le trebuie, îi mai inventează. Mai scoate ceva. Au pus ce au vrut ei pe Butuci, ce afaceri au pus pe Butuci. Nu vorbesc la noi. În lume. În lume. Uite-te la China, nu? La noi, ce? La noi nu suntem pe Butuci. Uite-te la China. Că dacă... Ce se distrugă? Firme de catering? Ce să... Uite-te la chinești, că, de exemplu, americanii au plecat pe capete acolo și au închis toate afacerile și toate s-au ciudit. Dom'le, pe mine, știi ce m-a scos așa, să zic total, din teoria conspirației? Dom'le, am urmărit cu foarte mare curiozitate ce se întâmplă cu medicii. De ce? Ei au fost vaccinați primii, dom'le, și ei s-au vaccinat toți, că ei nu sunt șoșoac. S-au vaccinat toți. Dom'le, ai mai auzit de vreun medic să facă boală nasoală sau să moară în ultimele 3 luni? Dar eu nu scot teoria conspirației. Eu spun așa, cine vrea să vaccineze, să se vaccineze. Să se vaccineze, da. Cine nu vrea să nu se vaccineze. Păi eu m-am vaccinat, vreau să vin la tine, încârciu-mă, să beau, să mănânc liniștit. Păi dar și asta e o chestie care nu poți să faci, că e discriminatoriu, adică unul intră și unul nu intră, că n-aș fi vaccinat, că n-am vaccin. Păi unii ar fi bine să-i ții afară, dacă mă întreb pe mine. Nu pe vaccin, pe nevaccin, dar fraierii afară. Dar e foarte complicată chestia asta, că am studiat-o, de exemplu, la chinezi nu mai e niciun caz, că am vorbit cu Olăroiu, că mă feresc care e acolo, zic, băi, merg fără mască, intră așa. Evrei, gata. E liniște. La evrei s-a dat drumul cu absolut șpriți, școli, tot. Alții nu au făcut vaccine și au și aia. S-au vaccinat. Păi s-au vaccinat, dar... Numitorul comun ăsta e, s-au vaccinat. La noi nici nu poate să vaccineze. La noi ești dezinformarea asta, că dacă un post îți spună... Treabă, se vaccinează lumea ca la bală. Păi n-ai văzut acum cu asta, zine, că nu s-a mai dus... Am cunoscut cu oameni care au programat să mai dus... Frate, se vaccinează, te așteptam pe tine să vii acum, noi suntem aici în curte la Romexpo, te așteptam pe tine să vii acum, 3 mașini m-au întrebat pe unde să intre la vaccinat. Dar Dumnezeu zic că nu se vaccinează, dar îi încurcă și asta, că face aia. Eu m-aș vaccina dacă vrei după mine, după eu cu Sputnik sau cu ăla chinezesc. Spune, bă, se vii, spune toate, tata. Cu ăla chinezesc se vaccinează Arabia Saudită. Ea nu stă în pis și omoare popor. Păi nu, de ce? Cu Sputnicul se vaccinează doctorii rușii, FSB-ul și KGB-ul. Da, ai văzut că Merkel vrea să aducă, să bage Sputnicul? Păi unde să-l bage? De ne mai vaccinezi și pe zone de influență. Păi... Na. Da, dar am înțeles ce am înțeles și eu de la doctor, că am vrut și eu cu doctor și cu doctor din Israel, că eu nu mă iau după ăla sau după ăla care nu vreau să jignesc pe nimeni, că fiecare drept să facă orice, care își dă foc în piață că nu mă vaccinez sau jup pe alea sau jup pe aia sau își face aia. Eu am vorbit cu mai multă lume și am dat și eu... Vorbești cu lume deșteaptă. Exact, și am dat și eu niște concluzii și mă voi vaccina, bineînțeles, că nu cred că scăpăm niciunul, că nu ne va primi și WC-ul. Să așa, dar vreau să mai treacă puțin timp. Asta este teoria mea. Să vină vara, să pot să... Am înțeles. Nu, să văd, vin alea, nu vin alea. Ce se întâmplă cu astea? Pentru că eu vreau să fac Johnson & Johnson, că e una singură, nu stau de două ori și astea și nu așa. Dacă n-am o să dau mai că vreau interzise aia, te și încurcă. Nici nu mai bun. A, nu știi asta? Nu, asta nu știam. Știam că a fost scandalul cu AstraZeneca. Păi înseamnă că AstraZeneca le-a plătit poliția lui Johnson și Johnson. Johnson e în toată Europa s-a blocat și în America s-a blocat. Am văzut acum. S-a blocat așa. Dar nu, cum s-a blocat și AstraZeneca, probabil că au făcut ce trebuie să facă și nu mai e blocat și e bun. Și cu această pandemie care a fost, cunosc oameni care au condus România 20 de ani, adică au fost în funcție așa, și care au bani grei, care a spus... S-au făcut bani acum? S-au făcut bani ce nu s-au făcut în 30 de ani? S-au făcut bani ca la Balamuc, sigur, da. Păi unde s-au dus aia 50 de miliarde? Nu împrumutați. Ce s-au făcut la și cu... și că s-a făcut și cașcaval. Și cașcaval, mă. Deci, dragul meu prieten, n-am apucat să vorbim mai nimic din ceea ce am propus. A trecut o oră și un sfert. M-ai băgat. Dacă mă pacienți, că am mult de vorbit. Dar nu știu dacă am reușit să arăt că ești un intelectual și un om de cultură. Efortul meu ăsta a fost. Dom'le, pe final, am expoziții toate. Dom'le, pe final, repede. Dom'le, pe final, păi, eu îmi dau drumul greu. Eu îmi dau drumul final. Păi, dom'le, timp așa să mai... Deci expoziții în România, expoziții în străinătate. Câte tablouri ai în proprietatea tale? Mai am 3 tablouri, crezi tu, majoritatea sunt vândute afară. Le-ai vândut? Aveam mare succes afară, deci expoziții în Franța, în Germania, în Italia. Dom'le, nu te mai apucă? Măcar ți-am spus, n-am... Mă, măcar scoate un catalog. Nu există. Am catalog. Bă, cum să-l am catalog? Cu toate lucrurile tale? Nu, cu cataloge, cu are expoziție. Pune-le, domne, pe internet. Ți-am căutat. Păi le-am pe internet. Ba da, cum să... Nu e, nu l-am. Le-am pe, cred că pe blogul meu. Nu pe Facebook. Blog? Da. Am înțeles, da. Ți-am găsit câteva tablouri la o căutare generală pe Google. Splendide, domne. Splendide. Și acum spun de ce nu... Nu te apucă cheful?
ce să mă apuce, că nu mai belele sunt, nu vezi? Și spui că de ce nu am spus că cu Pitru cu astea, când am avut emisiunea astea, toată lumea, hai bă, lasă-te cu astea zile pe alealte, le-a plăcut și cu alealte și într-un fel nu vreau să jignez, dar cam ăsta e nivelul nostru și la cam asta se uită, doamne, se uită lumea. Povestiți savuros. Stai puțin ca să înțelegi. Am avut o televiziune, a mea, 6 TV. Da, da, știu. În fine, nici eu nu te întrebă. Cu tot tabloul, nu, cu Podreaș cu astea, nu. Da. Și am făcut, era Iurie Darie. Săracul Dumnezeu. Și era aproape de moarte și am făcut o emisiune ziua lui, a fost ultima zi. Da, cu tort, cu nevastă, s-a frumos, cu artiști cu astea și cu astea, știți că eu toți acolo, dă-l bă, pe la după Romeo, fantastic, că am râs aseară, că am făcut alea. E același cum mi se întâmplă și mie când vii să vorbesc cu asta. Da, domne, eu știu. Da, acum nu... M-am băgat la emisiune politice și m-am înjurat cu toată lumea. M-au făcut Iliescu Lepră, Băsescu Rizital Comunistul. Și ce stai un pic. Stai puțin așa. Păi și vrei să te pupi. Nu. După aia toată lumea m-a luat și când am văzut... Te repezi, nu mă lasă termin. Și când am văzut ce se întâmplă în politică și cum se mută și cum fac... Și ce au făcut, zic, bă, nu mă interesează. În primul rând că nu cred. Eu aș intra undeva dacă cred în treaba respectivă. Nu să vină mie Iliescu, să vină Orban, să vină Werner să-mi spun o chestie și o să merg ca bou să zic ce a zis Werner. Da. Zic ăștia, cum sunt ăștia, USR-ul pe linie. Nu înțeleg că a spus ăla, nu se semnează, nu se semnează. Stai mă, cum să spui tu că nu se semnează? Cine ești tu? Ești tu unul cu Chiozau sau Werner? Tu ai fost președintele? Eu nu te recunosc ca președinte pentru că nu mă reprezinți. Pentru că, da. De ce? Poți să explic că mi-ai călcat Constituția 24 cu 24. Da, da, da. Și te-ai implicat în viața politică a României. Eu mai rău, nu-l respect și nu mă interesează și mai rău. Este copilul unor cetățeni care au renunțat la cetățenia română și cetățeni germani. Da, eu sunt mai permisiv aici. Eu nu sunt aici. Dumai, fiecare așa. Ce gânduri de viitor are Serghei el legat de țara? N-are niciun gând de viitor, asta e clar. Legat de țara. Da, și povestea care mi-a deranjat, cu a murit acolo, a făcut epopeea națională și cu morții de colectiv, Dumnezeu să o odihnească și astea. Acum mor oameni, merge la schi, ne recomandă să schiem și toată presa obedientă ce canadian avea. Trei colective pe zi mor, să-i odihnească Dumnezeu pe toți. Ce canadian avea și pus că își bate joc de popor român, bă. Suntem poporul ortodox. Ei nu înțeleg că suntem credincioși, nene. Și că lumea la țară... Ei înțeleg, dar enervează chestia. Nu cred că... Eu zic că ei nu au... Ei se întâmplă ce se întâmplă cu Ceaușescu. Că-ți fac o paralelă. Că de-au venit toate serviciile și au făcut. Pentru că ei au avut în cap că Ceaușescu este foarte puternic. Și că poporul e după și el. Că, așa este. Și că Ceaușescu e... O labră, nu. Ceaușescu era un colos cu picioare de lut. Da, așa e. Primar, da. Acum vin toți ăștia, ei când se informează, îl cheamă pe un Patapievici cu papilonul ăla la gât care se duce acolo și spune cei români au mizerie, un cerșetor, un vagabond, un aia. Da, da. Și îl cheamă toți aia care au ură pe români. Da. Că de asta au prezentat România afară de căcat și nu au făcut de cat cu toate chestia. Îi cheamă pe aia care nu știe că la țară era fără biserică, n-are televizor, n-are net, că spunea aia să-și facă o comandă pe online pentru mâncare. Pe aia nu știe ce, dacă o trebuie online te și scuipă. Vine bărbatul, îți dă o topoare ca, bă, e nevastă mea cu online? Da. Nu cunosc pe online ăsta. Da, să duc la liturghie duminica, domnule. Exact. Seara să exact. Și să îi îngrop dezbrăcați în halul ăla, bă, când am văzut, uite cum îți face pielea pe mână și destul de trecut prin toate. Sunt trecut prin multe chestii. Omoară sufletul. Vor să omoare sufletul poporului. Adică nu se poate așa ceva. Și atunci tu la ăștia nu mai ești. Doamne, tâmpitul ăla, că altfel n-am cum să-i spun, domne, Voiculescu. Are el modificarea de ordin semnată de toată lumea să renunțe la îngropatul ăla în fundul gol și o ține de la biserică toate cele ori și interesează. Și tot și tot și o ține pe loc o lună și ce că nu știa. Nu, ei nu stau aici, au venit cu un scop și pleacă. Da, ei sunt în weekend aici. Hai mă, în weekend. Da, city break. Exact cum pe timpul ce o să mergeam, furam afară, că nu-i interesant, ne primeam acolo, nu furam din casă, să nu cred, furam, făceam contrabandă cu video, cu blugi, cu alea, dar era, nu mă interesa ce iau de acolo, că avea. Dragule, îți mulțumesc foarte mult. Să-ți dea Dumnezeu sănătate, pași fericit. Mersi. Să ne vedem sănătoși. Mersi.